Bună seara, doamnelor și domnilor, ediție specială, acum o zi plină de evenimente. Astăzi cablogramele au apărut în presă. Vom comenta acest lucru cu Dragoș Pătraru, jurnalist, publicația Altfel. În timp ce zeci de baroni locali au apărut după 1989, un mic grup de persoane foarte influente continuă să exercite o influență semnificativă în politica din România. Mulți păstrează legături obscure cu fosta securitate din România sau cu persoane din serviciile de informații și își promovează interesele personale prin intermediul trusturilor media pe care le dețin. Asta arată una dintre cablogramele Ambasadei Statelor Unite la București. Subiectul telegramei, bani și politică, cine deține cu adevărat România în topul oligarhilor și baronilor realizat de americani, Dinu Patriciu, Dan Voiculescu, Sorin Ovidiu Vântu, Ioan Niculae, Ovidiu Tender. Colega mea, Ane Tratner, a citit telegrama și vine acum cu detalii. Bună seara, Ane! Bun găsit! În telegramă se vorbește despre un mic grup de persoane care au beneficiat din plin de tranziția României de la comunism. Persoane care s-au folosit de informație și de relațiile dobândite în timpul carierei în securitate pentru a face avere. Niciuna dintre ele nu este legată exclusiv de un singur partid, chiar dacă sunt membri. Mulți își promovează interesele personale prin intermediul trusturilor media pe care le dețin. Documentul prezintă practic instantanee despre așa numiții oligarhi de frunte ai României. Primul în top este Dan Costache Dinu Patriciu. Foarte apropiat de fostul premier Tăriceanu, acesta controla eșaloanele superioare ale PNL. În același timp, Patriciu avea o relație strânsă și cu fostul prim-ministru Adrian Năstase. Omul aflat la putere când Patriciu a achiziționat Rompetrol de la stat. În timpul alegerilor din 2004, Patriciu a fost o sursă majoră de fonduri pentru PNL. În 2005, el a fost arestat pentru mai multe acuzații de natură economică legate de privatizarea rafinăriei Petromidia, inclusiv fraudă, spălare de bani și evaziune fiscală. Al doilea nume în top este cel al lui Dan Voiculescu. La vremea stenogramei, senator și fost șef al Partidului Conservator, acționar majoritar în grupul de afaceri Grifco și cel care controlează Intact Media Group. În iunie 2006 a fost declarat oficial colaborator al securității sub numele de cod Felix. Oponent virulent al lui Băsescu și unul dintre liderii mișcării de suspendare și înlăturare a președintelui, Voiculescu a fost acuzat în instanță în primăvara lui 2007 de spălare de bani. Următorul nume pe listă este cel al lui Sorin Ovidiu Vântu. Deși el susține că înclină spre dreapta politică, Vântu nu are legături directe cu un singur partid politic, optând în schimb să le influențeze pe toate. Vântu și-a clădit inițial averea făcând afaceri cu cupoane de privatizare, bazându-se pe o rețea de foști ofițeri ai securității pentru informații de interior despre companii mari. În 2000, cel mai mare fond mutual din România, o schemă piramidală orchestrată de Vântu, s-a prăbușit păgubind aproximativ 300.000 de investitori cu circa 400 de milioane de dolari. În timpul presiunilor din primăvara anului 2007 de a-l suspenda și înlătura pe președintele Băsescu, Vântu a consiliat în mod activ pe liderul PSD Mircea Joană. Influența sa derivă și din legăturile cu liderul sindical Liviu Luca și puterea acestuia asupra sindicatelor din România, la fel ca și din faptul că deține Realitatea TV, versiunea română a CNN. Deși se pare că nu dirigează conducerea editorială a Realitatea, la modul cotidian, el a fost atent pe parcursul suspendării președintelui Băsescu să mențină cât de cât impresia de echilibru în abordarea postului, mai ales după ce a devenit tot mai evident că mișcarea de suspendare susținută de Joană, Voiculescu și alții nu va trece. Alt nume în topul americanilor este cel al lui Ioan Niculae. Se spune că acesta deține relații bune cu toate partidele mari și fostele guverne, deși în trecut a fost văzut ca un sponsor major al PSD. Înainte de 1989, Niculae ar fi fost ofițer de securitate. Astăzi el deține cea mai mare companie din sectorul agricol din România, Interagro Group, precum și o companie de vârf de asigurări, Asirom. În 2000 și 2001, Niculae a fost implicat în controversata privatizare a Societății Naționale Tutunul Românesc, în care, după o licitație trucată, a obținut participație majoritară pentru doar 10 milioane de dolari. Ulterior, în 2004, Ministerul Agriculturii a recăpătat controlul asupra companiei, i-a șters parțial datoriile și a revândut pachetul de control către companii înregistrate în insulele Virgine, controlate tot de Niculae, crescându-i profitul. Potrivit datelor privind finanțarea partidelor publicate de Asociația Pro-Democrația, în iunie 2004, Niculae a donat peste 840.000 de dolari PSD-ului prin compania sa de asigurări Asirom și rafinăria Astra din Ploiești. În plus, Niculae pare să aibă legături cu ofițeri de rang înalt din SRI și este în prezent implicat într-un scandal cu ofițeri de informații în Prahova privind vânzarea ilegală și neimpozitată de petrol unei rețele de dealeri. Ane Tratner, a fost, mulțumesc, Ane, foarte bine documentată, colega mea, Ane Tratner, lângă mine în studio, Dragoș Pătraru, jurnalist, publicația Altfel, bună seara. Bună seara. Așadar, cablograme au fost fragmente din cablograme. Cablograma este o telegramă trimisă printr-un cablu submarin, dincolo, peste ocean.
pe sub ocean. Spuneți-ne, ce aflăm din aceste stenograme? Faptul că Ambasada Statelor Unite la București transmite informații care de altfel au apărut și în ziar, au fost comentate la televizor la vremea respectivă. Eu cred că, în primul rând, cel mai important lucru pe care îl aflăm și despre care și săptămâna trecută s-a tot vorbit, este cum ne văd pe noi alții. Pentru că despre aceste lucruri prezente astăzi peste tot, se vorbește în România de 20 de ani, da? Niște oameni care au avut legături evidente cu structuri, cu oameni din fosta securitate, au pus mâna pe putere și au făcut ce au vrut. Sunt niște oameni care au fost privilegiați de-a lungul timpului și iată, în România ei nu plătesc, pentru că până în acest moment există și o formulare într-o astfel de cablogramă, niciunul dintre acești oameni vizați nu a făcut închisoare. No jail time este formularea exactă de acolo și e foarte important pentru noi că am tot auzit spunându-se că, domne, nu sunt niște lucruri foarte importante, nu vom afla chestiuni pe care nu le știm. Se prea poate. Cele mai multe dintre lucrurile care apar acolo au fost tratate de presa din România. Însă acum, o instituție care nu este orice fel de instituție, vorba de Ambasada Statelor Unite la București, vine și ne pune în față o oglindă și ne spune exact cine suntem și de ce am ajuns în această situație. Dar acest top al oligarhilor este un top publicat de revistele de specialitate, este topul celor mai bogați oameni, da, din România. Revistele de specialitate nu au publicat topul oligarhilor, nu s-a numit așa. S-a numit top 300, în care primii oameni din acel top s-au aportat mai multe nume de-a lungul timpului. Acești oameni erau și cei care apar drept oligarhi în aceste documente de la Ambasada Statelor Unite, dar sunt chestiuni diferite. Dar de ce trebuie să ne folosim în România, de ce spun diplomații străini? Pentru că în acest moment se pare că noi nu avem capacitatea să o facem așa cum trebuie. Sunt ei informați, sunt cinstiți, avem încredere în ei mai mult decât în ziariștii români? Iată, vedem, presa este controlată, asta apare și în documentele de la Ambasada Statelor Unite, presa este controlată, acești oameni și-au făcut foarte multe afaceri mizând și pe suportul venit din presă. De exemplu, în dreptul domnului Sorin Ovidiu Vântu se vorbește despre, citez, criminal activities în România și lucrurile astea până acum n-au avut niciun rezultat în investigațiile făcute de justiție, să spunem așa. Mi s-a alăturat în studio și domnul